Când rostești cuvântul nazism, instinctiv îi atașezi cruzimea, disprețul pentru viață și tot ce poate fi mai rău. Nu mă gândesc doar la milioanele trimise la camerele de cazare, ci însăși bestialitatea dovedită de lideri față de propriul popor. Mă gândesc la diviziile de adolescenți de 14-16 ani, trimise în disperare ca să servească drept carne de tun aliaților. Mă refer și la incredibila decizie de la 25 aprilie 1945, când la apropierea frontului de Berlin, Hitler a ordonat inundarea galeriilor subterane de metro, unde se refugiaseră miile de germani. Poporul german și-a trădat menirea și nu mai merită să trăiască, ar fi zis Hitler. Ideologia nazistă se hrănise cu filozofia lui Nietzsche. Acesta proclama morala junglei. Natura nu cunoaște mila. Cel tare sfâșie pe cel slab. Mila este o slăbiciune, ea trebuie extirpată. La nici 3 luni după numirea lui Hitler drept cancelar al Germaniei, are loc un eveniment cel puțin bizar și de neînțeles. Parlamentul german votează proiectul de lege a lui Hermann Göring, care interzicea uciderea animalelor fără anestezie. Astăzi anunț sfârșitul suferințelor insuportabile ale animalelor. Ordon o interdicție permanentă și absolută cu privire la vivisecții. Cei care nu vor arăta simpatie pentru animalele suferinde vor fi trimiși în lagărele de concentrare. Ba încă și Hitler își propunea ca, la sfârșitul războiului victorios, să desființeze măcelăriile. Cruzime și milă în aceeași oală? Greu de digerat. Totuși, paradoxul supraviețuiește în lumea noastră, sub diferite înfățișări. În lume există peste 220 de organizații naționale și internaționale pentru protecția animalelor. O singură societate britanică, UK World Animal Protection, a strâns în 2016 donații în valoare de 34 de milioane de lire sterline. În același timp, numărul homeless-ilor din Marea Britanie a ajuns la 300 de mii, cu o creștere de 73% în numai 3 ani. Aici e vorba de oameni. Ce să mai vorbim de oamenii lumii a treia, unde sărăcia escaladează la cote inimaginabile? Am fost în Uganda. 80% din populație nu găsește un loc de muncă altul decât petecul de pământ din spatele bordeiului. În Malawi, familia unui muncitor angajat cu 3-4 copii trăiește în medie cu $20 pe lună, adică cu 65 de cenți pe zi. Animalele, e ușor să le iubești. Ele sunt devotate, nu te contrazic, n-au opinii diferite, îți întorc afecțiunea și sunt mulțumite cu ce le dai. Slab surogat de compasiune pentru oameni. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că, dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici, pe canalul nostru de YouTube.